Localitatea Ghearmei este cunoscută pentru fabrica de paste făinoase, dar și pentru acest lac, de unde vă salutăm împreună cu Cristof. Până acum nu am reușit să ajungem la această baltă. Acum vom face cunoștință cu ea. Se află într-un pasaj superb și are o populație mare de pești care ies la suprafață, așadar abia așteptăm să ne apucăm de pescuit. Suprafața lacului este de 17 hectare, iar adâncimea medie a apei variază între 1,2 și 3 metri. Zona dinspre baraj este mai adâncă, iar în partea de aici apa este mai mică. Noi aici vom poposi în această parte a lacului și sperăm să prindem cât mai mulți pești pe parcursul zilei de astăzi. Balta este renumită pentru crapii și cosașii de talie mare. Astfel, am ales și noi strategia, respectiv momelile pe care o să le prezentăm mai târziu. Pentru că am văzut mișcare de pești în apă, ar fi bine să ne grăbim cu despachetatul echipamentului. Bențe, ne apucăm de pescuit? Vei pescui doar dacă ai cu ce. Întâi ar trebui să amestecăm nada. Bun, așa facem. Să-i dăm drumul. Am pregătit echipamentele. Urmează să începem partida de astăzi, dar înainte de toate vom nădi cu o cantitate mare de hrană. Am ales această metodă pentru că adâncimea apei nu este mai mare de un metru și ne vom strădui să deranjăm cât mai rar peștii. Această nădire de bază va atrage peștii mai mult timp pe vad, astfel vom fi nevoiți să suplimentăm hrana după ore bune și să deranjăm peștii din nou. Ce hrană am ales pentru partida de astăzi? În minutele ce urmează, Cristof va prezenta nada și metoda de amestecare. După ce termină, o să lansăm și rachetele. Pentru hrănirea de bază vom folosi doar semințe și vom încerca să alegem doar bucățile mari. Astfel vom atrage peștii mari pe vad. Amestecul nostru este compus dintr-un pachet de alune tigrate, și 5 pachete de 7 Mix, care conțin porumb, alune tigrate, năut, porumb fiert, deci doar semințe mari. Vom mai adăuga și un pachet de semințe de cânepă. Semințe mici de cânepă vor ține peștii mai mult timp pe vad. Pe lângă aceste semințe vom mai adăuga jumătate de pachet de boili cu aromă de ciocolată portocale, care va atrage peștii mari, iar această aromă este iubită de crab și de cosași. Desigur, pentru a lansa hrana în apă vom folosi o rachetă de nădire, dar această sarcină îi rămâne lui Bențe. Am și reglat lanseta la 54 de metri, deoarece am auzit că eu va trebui să introduc această jumătate de găleată de hrană. Da, ai auzit bine, dar te voi ajuta cu umplerea coșulețelor. Ești un domn, eu zic să începem! Pentru că în ultima perioadă temperaturile din timpul zilei au depășit 30 de grade Celsius, dar și apa s-a încălzit, am decis să folosim mâncare fermentată pentru partida de astăzi. Amândoi vom folosi acest amestec de nadă fermentată.
Deși monturile noastre vor fi diferite, tot ce introducem în momitor va fi identic. Amestecul meu este compus din două arome diferite din gama seria Fermented. Această familie este preferata mea. Ona de aleasă va fi cea cu aromă natur, iar cealaltă cu gust plăcut de miere și ananas. O hrană fermentată care funcționează perfect în coșulețul arcuit, dar și în cel de method. Ceea ce mai trebuie adăugat este faptul că aceste mâncăruri sunt deja umectate, deci se pot folosi instant pe mal. Vă recomand să treceți hrana prin sită, iar după se poate folosi fără a fi umectată. Așa voi proceda și eu, pentru că ar fi timpul să lansăm nada în apă și să prindem ceva. Aceste mâncăruri fermentate sunt compuse din particule de mărimi medii, așadar se pot trece fără probleme printr-o sită cu găuri de 4 mm. Puteți vedea că sunt granule mici, care se dizolvă ușor în apă, dintr-un coșuleț arcuit, dar și din cel flat. Amestecul cu aromă naturală e gata și sper să fie mulțumiți și peștii. Nu sunt convins dacă mirosul hranei este plăcut sau neplăcut, cert este că nada fermentată e de succes în perioada verii. Cristof încă este ocupat cu măsurarea distanței. Între timp, la mine a venit și prima captură. Nu am stat mult pe gânduri. După ce am nădit, imediat am lansat montura și iată prima captură pe astăzi. Trage și pe cealaltă lansetă. Eu am apucat să lansez doar cu o lansetă. Nu ne-am fi gândit că partida de astăzi va începe cu o trăsătură dublă. Eu sigur nu. În orice caz, e promițător pentru restul zilei. Pare o captură bună? Pare a fi un pește frumos. Sper să nu fie cosaș. Dar ce are crapul? A, nimic. Nu e problemă dacă e crap. Doar că îmi doresc să fie cosaș. Un exemplar frumos. Nu mă supăr dacă va fi un pește mai mare. Un cosaș. Peștele tău? Da. Iată și captura mea. Un crab. Este o situație ciudată. Din cauza apei mici, se ridică la suprafață și părea să fie un exemplar mai mare. Dar vom afla imediat adevărul. Sper totuși să am nevoie de minciogul mare. Hopa! Am scos prima captură. Sper să reușim și cu a doua. Bence, ai putea să mă ajuți? Am un cosaș pe cârlig. Mă ajuți cu minciogul? Sigur, pe cârligul cui este peștele? Ai zis cumva că e montura ta? Da, am încercat să te fentez, dar într-adevăr este lanseta ta. Asta da. Are greutate? Are. Vai, frumos și mare. Acum și pe lanseta lui Cristof este trăsătură. Așadar, sunt nevoit să vă arăt singur primele două capturi. Primul a fost acest crab de aproximativ 5 kg, iar după câteva momente a sosit și acest cosaș care cântărește undeva la 10 kg. Am avut parte de un început spectaculos. Eliberez peștii să mă duc să-l ajut pe Cristof. Folosesc lansetele mai tari, pentru că în partea stângă este o zonă de agățături și e indicat să fie o bâtă mai țeapănă. Astfel, reușesc să conduc mai bine peștele și să evit să intre în agățătură.
vysvětlit stavení nechoda. Iată o captură nouă. Cristof, ai putea să mă ajuți cu minciogul? Sigur, vin acum cu minciogul mare. Dacă primul cosaș l-ai scos tu, acum ai ocazia să mă ajuți. Încercăm? Sigur, să încercăm. În cel mai rău caz, pierdem peștele. Crezi că nu mă descurc? Nu mai scapă de aici. E mai mare ca prima captură. Scoate tu plasa, eu țin de mâner. Mai bine pun jos mânerul. Vai, ce frumos! Am trăzătură pe lanseta din stânga. Nu-i problemă. Mă grăbesc. Scoate-l, repede. Sigur. Lasă la mine. Iată, din nou este acțiune. În timp ce scoteam cosașul, am avut o nouă trăsătură. Iată rezultatul celor 10 minute de muncă. Așa este și captura ta este din nou mai mare. Da, într-adevăr, este mai mare. În această baltă trăiesc cosași frumoși. Sper să mai prindem câteva exemplare. Sper și eu. Să le dăm drumul! Suntem aici de câteva ore bune și din fericire am reușit să prindem câțiva crab și cosași. Acum urmează să vă prezint montura. Amândoi folosim monturi total diferite. De fapt, acest lucru este singura diferență între echipamentul meu și cel al lui Cristof. Eu am ales coșulețe arcuite în timp ce el are momitoare flat. Montura mea este foarte simplă. Folosesc un coșuleț arcuit de 35 de grame pe care l-am blocat cu o bilă de cauciuc. Urmează un vârtej cu agrafă în care am prins înaintașul împletit de 12-13 cm. Firul înaintaș este de 14 și am ales un cârlig de 6 care poate vă surprinde la prima vedere, dar să nu uitați că aici trăiesc cosași și crab de talie mare și din fericire am reușit să prindem câteva exemplare. Iar pentru a nu scăpa peștele, în timpul drillului avem nevoie de cârlige mari. Pentru partida de astăzi am ales, de exemplu, un carp winner de mărimea 6. Este vorba despre un cârlig gros. Iar dacă oferiți peștilor momeli pro corn wafter pe spin, va fi în echilibru perfect această mărime de cârlig. Un singur wafter va echilibra perfect cârligul la fundul apei, așteptând peștii. Mai mult de atât, cealaltă montură este și mai mare, tot pentru pești de talie mare. Mărimea cârligului este tot de 6, dar în schimb aici, cu ajutorul înaintașului, le ofer peștilor o alună tigrată și un pro corn wafter de 14 mm. Această montură se află lângă locul unde am nădit și așa sper că voi reuși să prind peștii mari, pentru că aceștia se mișcă pe lateral, în spatele sau în fața locului unde am introdus hrana. Până acum, am prins doar un pește cu această montură, dar mai e mult până la finalul zilei, așa că sper că exemplarele mari vor gusta momeala pregătită.
Pentru partida de astăzi, eu am ales o montură clasică de Method pentru că sunt convins că este mult mai eficientă. Vreau ca montura să aterizeze mai silențios în apă, pentru că adâncimea este de 80-90 de centimetri. Folosesc un coșuleț Method de 40 de grame și un fir înaintaș împletit de 12, cu lungime de 8 centimetri. Cred că această montură se poate introduce mai ușor și mai silențios la această distanță de 50-60 de metri. Nu mai este secret faptul că vreau să prind cosaș. Tocmai din cauza aceasta am ales nada fermentată cu aromă de amur, despre care trebuie să știți că e verde cu o granulație medie care produce nori în apă și se poate introduce cu ușurință în coșulețul Method. Momitorul îl umplu de două ori. Întâi fac un strat mai tare care se va dizolva la fundul apei. Iar stratul superior va fi mai moale. Astfel, în timpul scufundării va trage o dâră de hrană, arătând peștilor calea spre cârligul meu. Acum e gata coșulețul. Strategiile noastre sunt total diferite, așa că sunt curios și eu care va fi mai eficientă. Pentru că de mult timp nu am mai prins pește, am decis să supranădim locul de pescuit. Ca și dimineața, vom folosi un spomb pentru nădire. Am schimbat puțin strategia și am decis să mai adăugăm jumătate de pachet de nadă fermentată cu gust de căpșune, astfel încercând să atragem și mai mulți pești pe vad. După ce am introdus hrana, nu a trebuit să așteptăm foarte mult până au apărut peștii. Toate trăsăturile de până acum au fost extrem de agresive, deci avem parte de o partidă foarte spectaculoasă. În astfel de locații unde apa este mică, eu încerc să ridic peștele la suprafață, pentru că nu știu ce agățături, obiecte sau crenci pot fi la fund. Dacă unghiul firului cu apa este mic, sunt șanse mari să ne împotmolim. Știu foarte multe locații unde, tocmai din cauza asta, nu merită să tragem peștele în lateral, ci doar după ce s-a agățat trebuie tras spre suprafață. Cu siguranță vor încerca să scape în lateral, dar eu cred că în apa mică așa trebuie să obosim captura. În ultima parte a drillului merită să avem o mulinetă cu frână rapidă. Unele capturi se comportă foarte agresiv și cred că anumite mulinete nu făceau față acestor mișcări bruște. Iată un crap oglindă. Uite, porumbul dulce încă se află în gura peștelui. Nu a rezistat tentației.
După supranădire am și eu prima trăsătură. Cred că de această dată am un crap mai mic pe cărlig, dar nu e problemă. Unde sunt pești mici, acolo trebuie să fie și pești mari. Am scos și următorul crab. Deși sunt mai mici ca peștii lui Bențe, dar eu mă bucur. Pe la finalul partidei s-a dovedit că coșulețul arcuit este mult mai eficient aici, iar acum o să fac un bulgăre mai mare pe mumitor. Poate am noroc. Ziua de astăzi a fost prima zi de caniculă din acest an și din cauza căldurii mari am obosit deja la finalul partidei. Desigur, crapii și cosașii mari au avut și ei un rol important la extenuarea noastră. Suntem la finalul unei partide intense și memorabile. Cristof, tu cum te-ai simțit? Eu m-am simțit foarte bine. Am pescuit pentru prima oară la această baltă, dar cu siguranță mă voi întoarce, pentru că suntem înconjurați de un peisaj frumos. Deși am obosit, am avut parte de experiențe frumoase și, evident, până la finalul zilei ne-am dat seama care echipament a fost mai tare, care montură a fost cea mai eficientă. De fapt, numărul peștilor a fost aproape egal, doar mărimea lor a făcut diferența. Da, numărul a fost egal. Mărimea crapilor și a cosașilor a arătat diferențe semnificative. Montura, echipată cu coșulețul arcuit, a adus peștii mai mari. De când ai început să faci bulgări mai mari și să introduci cantitate mai mare de nadă, au început să apară și peștii mai mari. Acest detaliu poate face diferența pe bălțile populate cu pești de talie mare. Ai dreptate. Astfel putem să introducem o cantitate mai mare de hrană. Pentru că am ales coșulețul Method, am introdus mai puțină nadă și am prins crap mai mici. În concluzie, la o astfel de partidă, e indicat să folosim un coșuleț arcuit. Așa este. Cu siguranță este lecția zilei de astăzi. Dar, totuși, ne bucurăm că am avut succes folosind nadele fermentate și momelile Pro Corn Wafter. Am avut parte de experiențe de neuitat, pentru că am prins niște crapi și cosași frumoși. Mulțumim pentru atenție, să ne revedem cu bine! La revedere! La revedere!